36 de copii din municipiul Mediaș s-au întrecut miercuri la Hanul Gravel în cadrul Cupei 1 iunie la șah. La finalul competiției, aceștia au fost premiați de către organizatori. În cadrul evenimentului dedicat Zilei Internaționale a Copilului, organizat de Primăria Mediaș și Hanul Gravel, a avut loc și festivitatea de premiere a copiilor cu performanțe sportive deosebite care activează în cadrul Clubului Sportiv Municipal și al Clubului Sportiv Școlar Mediaș. Cum era de așteptat, fiind o competiție destinată copiilor, de Ziua Copiilor, am avut un număr de 36 de sportivi care au concurat la trei categorii de în trei turnee pe patru categorii de vârstă și pe ansamblu a fost un turneu foarte reușit, un test pentru cei care sunt sportivi la CSM Media și vin la antrenament regulat, iar pentru cei care sunt noi veniți, îi așteptăm cu drag să participe în cadrul CSM Media și la antrenament.